Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la Viața în Muștel. Alături de mine astăzi, în studioul Clar TV, se află Maria Nadia Pavel, psiholog la Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung Muștel. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mă bucur că ne revedem și că putem fi și în casele telespectatorilor. Să aducem, dacă se poate spune așa, puțină bucurie și răspunsuri poate la unele întrebări. Tema de astăzi, dependența de rețelele de socializare. Cred că știți cu toții despre ce este vorba, dar vom încerca să aflăm astăzi mai multe lucruri interesante. Se poate vorbi despre o dependență? Da, se poate vorbi despre o dependență, pentru că deși au fost concepute inițial strict pentru socializare, ulterior fondatorii acestor rețele de socializare au văzut mai departe restricta conexiune între oameni și au dezvoltat anumiți algoritmi care să provoace această dependență. Contactul cât mai mult cu aceste rețele prin anumiți stimuli care ne dau anumite stări și de aceea suntem tentați să... Din ce în ce mai mult, să căutăm. Exact. Și exact. Să pierdem timp, Exact, da. Deci se poate vorbi despre o dependență de aceste rețele. Se poate calcula această dependență în funcție de timpul pe care îl petrecem? Se poate calcula și în funcție de timpul pe care îl petrecem, dar și în funcție de interacțiunile pe care le avem. Pentru că știți că sunt anumite aplicații care contorizează timpul pe care îl petrecem pe aceste rețele. Însă uneori stai conectat și pentru că poate nu ai ceva mai bun de făcut sau ești pe drum în tren sau să zicem undeva și ți-e util să intri și să studiezi anumite lucruri utile, sperăm noi. Dar pe de altă parte există și clar acea dependență strict legată și de timpul petrecut. Nu este niciun lucru. Atunci când nu este necesar și atunci când nu neapărat ne aduce și un folos. Exact. Ci doar și nu doar să defilăm, ne umple timpul. Da. Defilăm, da, vedem anumite lucruri pe care cu siguranță poate le uităm în minutele imediat următoare. Aș vrea să pun o întrebare pe care nu știu dacă foarte mulți telespectatori și-o pun, dar am întâlnit persoane cu care eu cel puțin am stat de vorbă și ne întrebam în comun. Cine sunt eu pe rețelele de socializare? Și nu mă refer la mine personal. Am înțeles. Cine sunt eu pe rețelele de socializare? Să știți că succesul rețelelor de socializare se bazează și pe faptul că ne putem da ce vrem noi. Putem fi ce vrem noi? Ne putem da. Cine vrem noi? Exact. Ne alegem fotografiile pe care dorim, postăm momentele pe care dorim, activitățile care ne interesează, astfel încât să ne creăm o anumită imagine. Și de aceea uneori aceste rețele de socializare sunt și periculoase, pentru că niciodată nu poți verifica cine se află în spatele acelei fotografii sau în spatele acelui profil și de multe ori există acei prădători. Da. Care uneori nu au intențiile cele mai onorabile. Eu consider că sunt cel puțin două variante și aș vrea să vorbim despre fiecare. Două variante pe care le cred eu de cuvință. Poate sunt mai multe, dumneavoastră ne puteți spune. Una când acest eu este cinstit și își pune fotografia la profil și știm cu cine avem de face, își expune totul și cunoaștem persoana din spatele acelui profil. Și aici, pe urmă, este de discutat. Dar este și cealaltă variantă, când la profil este o fotografie oarecare, fie că este un animal, o floare, nu știu, orice, un instrument muzical, chiar dacă nu are legătură cu muzica, ceva, ales poate la întâmplare sau nu. Ce putem înțelege chiar din primele secunde când vedem un astfel de profil? Aici sunt două categorii. Există acele fake profiluri, profiluri false, în care persoanele respective nu își asumă identitate sau își dau o identitate falsă și automat pun ceva neutru ca fotografie. Și există acele persoane care își doresc totuși să aibă o fotografie de profil și un profil pe rețeaua respectivă, însă din anumite constrângeri relaționare, familiare, de job și așa mai departe,
nu își asumă identitatea la, sau nu se expun. Multe persoane văd ca o expunere, mai mare sau mai mică. Și asta ține de fiecare în parte. Când vorbim de profilele fake, este ușor să le descoperim, pentru că intri imediat, te uiți câți prieteni are, dacă are ceva postări, dacă îți dai seama imediat. Și atunci, logic, nu ai ce să cauți în contact cu profilul respectiv. Când este vorba de partea cealaltă, de regulă astfel de persoane dau și un mesaj și spun: hei, bună, știi, sunt eu, colega ta, și așa mai departe. Și atunci poți să accepti. Însă tot ține de filtrul personal. Și acum să rămânem în această latură, fie că au o fotografie și știm exact cu cine avem de a face, fie că nu au și se ascund în spatele unor imagini neutre, așa cum ați spus mai devreme. În cazul în care își pun fotografiile, își expun chiar și viața personală, absolut tot ceea ce fac de când se trezesc, își beau cafeaua, unde își beau cafeaua, cu cine, ce fel de cafea, în ce ceașcă și așa mai departe. Detalii din viața de zi cu zi, toate aceste detalii sunt expuse pentru ca noi, cei care vizualizăm profilul, să fim la curent cu ceea ce se întâmplă. Și acum mă întreb, câți dintre acei prieteni pe care îi avem sunt într-adevăr interesați de ceea ce mi se întâmplă mie? De cum m-am trezit, dacă să beau sau nu cafeaua, unde o beau, cu cine? Bun. Să începem puțin să delimităm termenul de prieten pe aceste rețele. A fost un termen generic, friend, da? Însă știți bine că nu are legătură cu prietenul din viața reală. Ideea de prieten de lângă noi e cu totul altceva decât să ai 2.000, 5.000, 4.000 de cunoscuți, între ghilimele, și dacă te întreb cine este, sunt mulți care nici știu cine este. Nu exact. Măcar. Bun, și iarăși revin. Nefiind niște prieteni, niște persoane cărora să le pese sau să ne intereseze efectiv, de logic, acele postări sunt total neinteresante. Însă să nu uităm că de aici au derivat niște joburi de actualitate, și anume acela de influencer. Acolo sunt oameni care fac bani în chestia asta și sunt obligați de statutul pe care l-au să posteze absolut orice, numai că ei tăguiesc sau hashtag sau o firmă anume, o cafetărie, o cafenea, sunt firme cu care iau contact și iau niște bani din treaba asta. Pe când om obișnuit nu ia. Nu ia, dar totuși face acest lucru. Dacă a văzut că o anumită că vedetă... Că se face, că este la modă. Da, și sunt persoane... Bine, atât timp cât e o fotografie drăguță cu o cafea, sau nu ne deranjează. Dar totuși nu este periculos, în timp vorbind, să tot postăm aceste momente din viața noastră, unde suntem în concediu, cu cine, ce facem în fiecare moment al zilei, chiar când suntem în concediu, dacă suntem acasă, ce facem, dacă mai suntem acasă sau dacă am plecat din casă, dacă am revenit în casă. Adică unele mi se par chiar... Expuneri maxim. Da. Nu devine periculos pe termen lung? Da, a fost periculos și au fost atenționări, inclusiv ale poliției, care spuneau nu postați pe Facebook când sunteți plecați în concediu în altă țară, pentru că se află, și atunci s-au dat spargeri în perioada aia. Dar vedeți, exact ceea ce am spus, ține de fiecare în parte, și chiar dacă noi spunem, explicăm, că persoana respectivă așa se simte bine să posteze cafeluța, micul pe grătar. Dar psihologic ce se întâmplă? De unde vine această dorință? Această... Sunt persoane care probabil în viața de zi cu zi nu au parte de alt fel de recunoaștere. Am spus mai devreme că aceste rețele funcționează pe un algoritm și de aceea este imposibil să vedem tot ce postează toată lumea, și sunt mulți care se plâng, păi nu văd decât de la 20 de persoane, și da, pentru că nu ai cum să vezi de la 4.000 sau de la 2.000 sau de la 700 de postări. Nu ar ajunge cele 24 de ore. Da, și nici serverele aplicațiilor nu ar face față. Și automat ei îți dau să vezi câte ceva. Fie persoanele care interacționează cel mai mult cu tine pe aceste rețele, fie ce corespunde intereselor și la ce ai apreciat tu paginile, și pe acest sistem funcționează. Se face o selecție și ți furnizează informațiile pe care de obicei le accesezi. Da, pe de altă parte să ne gândim așa, la început aceste rețele, haide să nu facem publicitate, dar trebuie să dăm nume, pentru că de acolo a pornit, de la Facebook.
Inițial a fost strict o rețea de socializare. Așa a fost creată. Câțiva studenți dintr-o universitate, li s-a părut distractiv și așa. Ei, cu timpul s-a transformat. Ea la început a fost supusă rigorilor oamenilor. Ulterior a trecut la un algoritm strict bazat pe niște servere care captează informația, o selectează și dau înapoi altceva. Scopul este unul foarte clar. Banii. Clar. Clar. Ulterior, când Facebook-ul n-a mai fost suficient, a apărut Instagram-ul, care este strict legat doar pe imagini. Când Instagram-ul n-a mai fost suficient, a apărut TikTok-ul, care este strict pe clipuri. Cu atât mai mult să capteze această atenție. Sete, această dorință da, determină și apariția exact, a noi rețele. Și atunci, revenind la ce a spus noastră, sunt persoane care nu au o altfel de validare, deci când vorbim de oameni obișnuiți care spun tot timpul, și care își creează un grupuleț acolo de fani, să zicem. Dacă vedeți, nu știu, de curiozitate, faceți un experiment. Să vă uitați cine pune poză cu o cafea dimineață. Bună dimineața la cafeluță. Și îi răspund acolo, 10-20. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Sunt oameni care au același interese, același timp liber, același... Da. Faptul că cineva dă bună dimineața nu mi se pare atât de nepotrivit. Pentru că, până la urmă, este un mod de a ne saluta. Chiar dacă nu suntem neapărat prieteni sau cunoștință. Este dacă un mod facem de a... asta zilnic? Da, și dacă deja după ce dai cafeluța, apoi că ai ieșit pe ușă, pleci la muncă și după aceea că ai ajuns la muncă și după aceea că servești prânzul și tot așa, deja mi se pare prea mult uneori, dar pe de altă parte sunt persoane care stau foarte mult pe aceste rețele tocmai pentru a urmări ce fac alții. Și aici iarăși mi se pare o problemă. De ce trebuie să pierd eu timp să văd ce fac alții? Pentru că eu nu fac nici ca ei, deci nu neapărat îi urmăresc pentru că am tendința a copia, dar în același timp sunt curioasă. Ce se întâmplă aici cu mine, psihic, psihologic, eu ce se întâmplă? Eu vă spun așa, cine este ocupat și are treabă, nu se uită. Clar. Dar totuși, sunt persoane care... Da, sunt. Dacă au două minute pauză, asta fac, hai să vedem ce se întâmplă și repede pe telefon. Sunt, dar asta știți de ce? Pentru că tocmai a avut efect... ceea ce au încercat proprietarii acelei rețele de socializare. Ele au evoluat în timp. Nu știu, dacă vă duceți aminte, la început doar de un like. Da? Da. Bun. Apoi au diversificat modalitățile de reacție. Apoi, în momentul în care te împrieteneai cu cineva, îți dădea, ți-a prea automat wave-ul ăla, salut. După aceea ți-a dat răspunsul acela personalizat. Tot timpul au găsit ceva astfel încât să atragă în continuare și să capteze și să te țină acolo. Inclusiv etichetările sau tot un mod de a-ți atrage atenția. Și automat lor le iese. Cu câți le iese? Asta e altă cu poveste. Cu cât mai mult poate și mai cu bine. Cât mai mulți oameni, cu atât mai bine. Și cu cât mai mult timp petrecut, cu atât exact. Mai bine. Exact. Și de ce este această bătălie? Este foarte simplu. Pentru acele reclame care ți apar. Este cel mai simplu mod de dar a... sunt conștienți cei care petrec ore nu, pe rețele. Nu sunt conștienți și asta vă spun pentru că am discuții cu copiii și le explic lucrurile acestea și mi-a spus, dar nu mi-am dat seama. Știți bine, a fost acel scandal cu alegerea lui Trump în America, care a spus că s-au folosit de profilele alegătorilor, li s-au indus imagini subliminale astfel încât să voteze într-un anumit fel. Da, se poate. Dar dacă... Cu siguranță există manipulare. Foarte mare. Foarte mare. Și nu-și dau seama de acest lucru. Nu. Nici măcar tinerii care pot fi duși și este periculos, pentru că și aici voiam să ajung, dacă noi adulții facem acest lucru, pentru că suntem, despre noi am vorbit până acum cel puțin, facem acest lucru pentru că ne plictisim, pentru că avem pauză de masă și pentru că vrem să ne petrecem timpul și altfel. Nu mai zic că am avut această perioadă de pandemie, de restricții, când nu aveam unde să ieșim și atunci aceste rețele cu siguranță erau folosite la maxim pentru a comunica, pentru a vedea ce se întâmplă în lume, în vecinătatea noastră. Suntem un exemplu pentru copiii noștri. Dacă noi facem asta, dacă noi postăm tot ceea ce se întâmplă, am făcut cozonac, trebuie să pun acolo, să vadă tot poporul. Mi-am cumpărat o floare, de asemenea mi-am cumpărat eu știu ce altceva. Orice fac, sunt la salon, trebuie să pun, să vadă toată lumea ce am făcut eu, ce mi-am cumpărat. Copilul vede și imită. La rândul lui face la fel. Este sănătos? Nu este sănătos. Cum am mai discutat în alte emisiuni, într-adevăr, copilul în primă fază învață prin imitație. Însă, ei au migrat.
Nu prea mai sunt interesat de Facebook Nu, foarte dar mult. fac același lucru de pe Facebook, îl fac Da, pe Instagram sau pe TikTok sau pe ce au ei acum. însă știți cum ajung la un anumit nivel până liseea. Copiii mai pot să facă asta. Adulții însă găsesc în aceste rețele un mod de escape, de evadare. Poate din viața de zi cu zi, din monotonie, din... Dar nu există riscul să-și creeze propria viață, să se deconecteze de real și trăind acolo, totul să fie frumos și roz, deconectat fiind și la un moment dat să-și dea seama că nu e în regulă și atunci șocul să Nu, fie și nu-și mai dau mare? seama. Nu? Nu, Și nu-și nu e dau. periculos să nu-și dea Șocul seama? este. Ba da, dar haideți să fim cât se poate de cerebral. Sunt foarte multe lucruri de care conaționalii noștri nu-și dau seama și pe care îi lovește așa. Nu realizează, pentru că noi suferim foarte mult ca popor de lipsa gândirii critice. Nu suntem învățați. Noi încercăm în școală să învățăm copiii să gândească critic, adică să înceapă să-și pună întrebări legate de ce li se servește ca informații. Eu militez pentru asta în mod constant de la clasa 5-a până la clasa 12-a. Gândirea critică. Ori, generații întregi nu au această gândire critică dezvoltată. Au fost învățați să ia de bun ce li se spune și să nu-și pună întrebări. Să nu caute și din Să nu alte caute, surse să nu informații. creadă că efectiv nu poate fi așa. Fie dintr-un sentiment de negare, ceva de genul las că știu mai bine, fie efectiv nu interesează să cerceteze mai departe de aici și acum. Drept dovadă ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni cu benzina. O manipulare. Da, o manipulare și poate fi pe orice linie vorbind. Da, însă aceste rețele de socializare duc totul la un alt nivel. Pentru că este foarte ușor de transmis, pentru că este foarte ușor de... Și tocmai pentru că nu există gândire critică. Nu te întreb, băi, stai puțin, hai să mă gândesc logic. Păi, s-a afișat poza aia cu prețul benzinei atât, s-a anunțat lucrul ăsta, hai să mă uit, cât e... din ce se face benzina? Păi, petrol. Petrolul cât a crescut prețul? A, păi n-a crescut. Păi stai un pic și atunci cum să... Da, și Adică... stând la coadă, observi că prețul crește, Da, da, și să nu-ți dai să seama nu-ți dai seama că ceva nu e în Da, regulă ca și cei să... oameni profită de naivitatea ta. Iată o formă de manipulare la care ar trebui să fim Da, atenți. da. Și să știți că, în general, pe rețelele de socializare există, nu știu, cred că 90% manipulare. Adică dacă nu știi să disociezi și să diseci foarte atent ceea ce îți livrează ca informație, pentru că nu mai sunt doar rețele de socializare. Adică Da, sunt intru surse acolo, de sunt informare. surse de informare, în primul rând surse de publicitate, surse de informare. Există acele site-uri pe care le apreciez și care îți livrează informația. Există pagini ale partidelor, există ale influencerilor, există. Și toți au în spate un interes. Și atunci depinde de fiecare cât știe să ia și ce lasă. Și de-aia zic, rețelele de socializare au ajuns la cu totul alt nivel. Cum să facem să nu să renunțăm la ele, pentru că sigur nu putem sta fără. Chiar dacă aș renunța, două întrebări îmi vin în minte. Dacă aș renunța să mai fiu pe rețelele de socializare, credeți că prietenii de pe rețelele de socializare, cunoscuții, îmi vor simți lipsa? Vor vedea că eu am dispărut? Nu. Nu. Pentru că participarea pe rețelele de Surpriza. socializare, în mare măsură, este un act de egoism. Tocmai de asta postez, să arăt ce știu, ce fac, Deci ce... dacă unul dispare, cu atât mai bine eu unul mai puțin. Nu se Deci nu sesizează nimeni. contez. Eu nu contez pe rețelele de socializare. Nu se sesizează. Sau se sesizează, sau nu știu, și dacă mi-aș închide contul, să spunem. Mi-aș informa prietenii apropiați care Cei apropiați contează. sunt cei Iar apropiați. ceilalți... Dar nu vor vedea, uite, Tomaș, n-a mai postat. Ce e cu ea? De ce a dispărut? I s-a spart Nu, contul. că se gândesc așa, că dacă era ceva în regulă, aflau ei. Dacă Ah, vi se da, întâmpla corect. ceva. Însă este ceva de genul acela, știți, când un om este căzut în stradă și 100 se uită, nu sun eu, că sună celălalt Da, și dintre cei da. 100 nu sună nimeni. Exact. Da, am mai întâlnit asta. Iar a doua întrebare, dacă pot să stau fără? Da, se poate. Cum fac asta? Păi, Să am telefonul lângă mine, mă uit la el și... păi, în primul rând, dezinstalând aplicația Clar, respectivă. asta este primul pas. Da. Și dacă nu aveți un interes profesional, cu atât mai mult.
Dar dacă s-a instalat această dorință, aprigă, sete, eu îi spun, uneori, nu neapărat la mine, este o sete de, de informație, nu da, neapărat acea utilă. Informație puteți lua din alte surse, da, fără să fiți pe... Nu mă refer neapărat la o informație cu privire la, eu știu ce se întâmplă în sănătate, cu pensiile, cu salariile sau un învățământ. Nu, informația asta, ce mai face vecina, unde și-a petrecut concediu, ce costum de baie a avut, parcă avea, parcă n-avea șlapii de 1000 de euro în picioare, nu știu. Asta este setea asta de a... Nu cumva intervine și invidia, dincolo de... Cu toate că îi dau like. Da, în sufletul meu, nu știu dacă este tot un like. Asta ține de ce o refer. Tot timpul un astfel de lucruri în care este vorba de activitate interumană ține de subiectivism. Fiecare reacționează în felul lui. Dacă nivelul persoanei respective este, are încălțări de 2000 de euro... Păi eu cred că de aceea pune fotografia cu pantofii respectivi. Vecina pune, da. Dar nu mă obligă nimeni să îi apreciez pantofii vecinei. Până la urmă, alegerea noastră. Tot ce facem ține de alegere. Încă nu există constrângere. Nu ne obligă nimeni să bifăm condica pe Facebook la 7 dimineața. Da, este adevărat. Ar trebui să ne trezim cu o cafea, dar fără a pune o fotografie. Da. Să vadă toată lumea. Timpul petrecut pe aceste rețele ne împiedică să ducem la bun sfârșit și alte activități, ne ia din timpul pe care am putea să-l petrecem altfel și de calitate. Da, ne ia. Și ne dăm seama de asta? Cine gândește își dă seama, cine nu se mulțumește cu asta. Da, ne ia, pentru că în primul rând este foarte ușor. Îți este mult mai ușor să deschizi un telefon și să ai acces la o lume decât să te deplasezi, să te duci, să te întâlnești cu 1, 2, 3 persoane. Logic, ne ia. Și, cum să vă spun, problema principală, nu numai cu rețelele de socializare, în general cu aplicațiile de pe telefoane, este la cei mici, la copii care nu se pot concentra să învețe, pentru că apar acele notificări, nu dorm bine, pentru eu tot timpul le spun, când vă hotărâți să învățați, închideți tot, tăiați net tot și vă așezați la birou și învățați. Niciodată nu o să puteți învăța când auzi notificarea că ți-a dat mesaj sau așa mai departe. Sau seara. Te-ai hotărât să te pui la somn, închizi telefonul, îl dai afară din cameră și dormi. Altfel nu poți. Fac asta? Unii da, alții ba. Ce vă spun cei care nu pot să facă asta? Că mi-e greu, doamnă. Că n-am somn, că îmi fac de lucru, că mai mă uit un pic, că mai îmi dă mesaj nu știu cine pe la 12 noaptea, că oricum nu prea dorm noaptea și vine la școală. Și... Bineînțeles că da. Obosit și clar da. Doarme exact. La școală. Exact, e greu, dar repet, ține, cum ați spus, niște părinți, impunerea de limite, de control asupra copiilor și așa mai departe. Limitare. Ar trebui să se implice, să aibă da. Un control asupra acestor situații? Da. Cum o pot face? Ce îndrumări, ce sfaturi le-ați da? Efectiv, să discute cu ei și să le explice că timpul în care se învață nu se poate amesteca cu telefonul lângă. Deci să le spună, nu te poți concentra. Iar dacă copilul respectiv conștientizează lucrul ăsta, apoi o să înțeleagă el. Dacă părintele nu impune copilului limite, copilul nu are de nici unde să... Nici atât nu o să-și impună el. Nu, pentru că ei nu știu ce bine, ce rău la vârsta aceasta. Nici mai știu, dar pe când sunt micuți. Spuneați că deschidem telefonul și găsim o lume. Mă întreb de foarte multe ori dacă această lume este cu adevărat reală. Și... Că vorbeam mai devreme de manipulare. Da. Și aici este o mare problemă. Ce lume găsim? Pentru că de cele mai multe ori chiar am găsit tot felul de mesaje mai puțin drăguțe când cineva spunea nu vă mai machiați, îmbrăcați și eu știu ce haine scumpe vă puneți că vă cunoaștem și știm cine sunteți cu adevărat. Iată o imagine da, pe care noi o afișăm pe rețelele de socializare, dar care în realitate nu există. Ni s-a întâmplat să vedem postări de acum 2 minute când o persoană era, nu știu unde, pe munte, să zicem, ca să nu dăm alte exemple, dar de fapt era la birou, era la muncă și în 5 minute da. Ne-am întâlnit. Iară, mie mi se pare o lume mai puțin reală și multe alte exemple. Acum întreb exact ce fel de lume găsim. Este bine să căutăm o astfel de lume? Sau ne dăm seama? Repet. Acel algoritm pe care funcționează rețelele, în general îți cam dau
ceva asemănător ție pe interesul tău. De la o vreme eu sunt fericită, mie nu mai mi-apar grătarele cu mici. Corect. nu mai. Depinde la ce dăm like. Da, exact. Apar în Deci, funcție de deja la preferințele mine noastre. s-a creat așa o anumită bulă, care, pe de-o parte, eu mă simt bine în ea. Da, mai puțin, dar de calitate. Exact. Bine, acum uneori, nu știu, nu e bine să te izolezi într-o bulă, dar când vezi ce în jurul tău și degradarea societății și falsele valori și ipocrizia aduse la rang de artă și îți vine să te mulțumești cu bula ta ca să-ți fie bine. Și atunci lumea aceasta este relativă, adică oricum ceea ce vedem pe aceste rețele este relativ tot. Nu se Da, poate. trebuie să cântărim foarte bine ceea Da. ce vedem. Unii, sau poate mulți dintre noi, avem această posibilitate, avem vârsta potrivită. Sunt însă și copii ceva mai vulnerabili, care pot fi atrași în capcane, dacă nici nu Foarte comunică, vulnerabil. da, cu Da, părinții. și dacă tot mi-ați ridicat mingea la fileu, vreau să abordăm puțin provocările. Tot felul de jocuri Da. care circulă pe aceste rețele. Mă scuzați. Și care au tot felul de provocări, care mai de care mai Au periculoase, fost, da, au fost și încă și sunt. sunt în continuare. Și părinții ar trebui să controleze. Există acel control parental care poate fi aplicat pe device-urile copiilor și să le folosească. Pentru că unii o fac fie din, cum să zic, ca să se dea mari, așa, alții că efectiv nu gândesc mai mult de ce înseamnă dacă fac lucrul Care acela, sunt urmările? care sunt urmările, dar finalul poate să fie unul trist. Da. Și Da. de obicei, când apar astfel de informații, necazul nu este unul singur. După vin și alte Da. necazuri Da. asemănătoare. Am observat asta chiar cu fotografiile care se tot făceau pe vagoanele de tren și Da, au apărut nenumărate exact. tragedii, dar în lanț, de parcă se atrăgeau unele pe altele. Da, pentru că erau foarte mulți cei care percutau la Da. acele provocări și era logic, la un moment dat, un procent din să Da. cadă victime. Cu cât este mai amplă o provocare, cu atât riscurile să se termine prost sunt mai mari. Concret, cum putem urmări ceea ce se întâmplă pe telefonul copilului nostru? Păi, în primul rând, nu știu, să nu îi permitem să-și creeze profil pe aplicațiile respective până la o anumită vârstă. Deci nu un copil de 7 ani, 8 ani, 9 ani, nu are ce să caute cu profil. Da? În al doilea rând, să avem parola contului. Oricând eu ca părinte să pot să intru să verific cu cine a vorbit, să-i explic. Mama, nu e ok să dai acceptul oricui. Acolo cine spune că este, e posibil să nu fie. Și așa mai departe. Există pericole, uite, să nu te duci niciodată să te întâlnești cu cineva pe care ai cunoscut doar pe Facebook sau pe Insta și așa mai departe. Trebuie explicat tot timpul. Nu să spui, nu-ți faci. Copiii nu înțeleg de ce nu au voie. La orice le explicăm, altfel percutează. Trebuie să vină și o explicație, o Da, o justificare a deciziei. justificare. Da, și mai departe, acel efectiv control. Ai acces la telefon atât pe zi. Și nu numai cu rețelele de socializare, și cu jocurile, și cu orice altceva. Da, și cu jocurile, pentru că și acolo este O timp problemă. prețios, pe urmă Da, ajunge și la banii pe care îi. pentru ei este o modalitate de a socializa și prin jocuri, pentru că sunt acele jocuri în rețea, în care Da. fac tot felul de alianțe cu persoane care sunt din alte țări. Partea bună a jocurilor e că îi ajută să învețe limba engleză. Dacă întrebați 10 băieți, 9 știu limba engleză din jocuri. Da. Dar, pe de altă parte, Dar nu este suficient. nu. Și să învețe să nu dea detalii personale despre adresă, despre ce au acasă, ce e mama, ce e tata, când pleacă în concediu. Copiii sunt o sursă de informații foarte mare pentru Da. persoanele cu intenții Sunt rele. destul de naivi și se pot Da, obține da. informații prețioase de la ei. Exact. Deci, Mai trebuie observăm în învățate. rândul tinerelor, în special domnișoarele, că răspund destul de des provocărilor în a se expune pe rețele, în a face fotografii provocatoare, în a-și pune poze provocatoare. De unde vine? Sunt solicitări sau este doar
să zicem, perioada lor de adolescență care își spune cuvântul? Să știți că e undeva la mijloc. Încearcă să capteze. Deci totul se bazează pe captarea atenției și dacă a văzut ea pe cineva că a postat o poză, nu știu cum, și a avut nu știu câte aprecieri, hai că încearcă și ea să facă același lucru, că poate iese. Da. Cât te expui, îți asumi apoi etichetele. Pentru că automat vei fi etichetată într-un anumit fel. Dacă nu ai altceva în spate ca persoană. Dar sunt conștiente de riscurile la care se expun făcând asta? Unii da, alții ba. Nu realizează întotdeauna că nu e ok. Vin, vă spun că au asemenea situații, se plâng că au făcut o alegere greșită și acum nu știu cum să iasă din situație. Da, și problema este că începând cu acele fotografii, au intrat apoi niște relații, în urma celor relații li s-au cerut alte fotografii și apoi au fost șantajate cu acele fotografii și vin la mine în momentul în care efectiv nu știu ce să fac. Este deja avansată toată această poveste. Da. Părinții află destul de târziu? Da, și în general părinții nu prea știu, pentru că sunt puțini copii care își trec numele reale la profil. Ele de regulă au un diminutiv, prea puțin află părinții ce fac ele. Sunteți de acord cu faptul că mulți dintre părinți pun la profil pozele copiilor? Nu cred în varianta aia că totuși să nu-ți expui copilul foarte mult. Bine, că nu pui decât poze cu copilul tot timpul, e o problemă. Dar pui din când în când poze cu copilul. Nu, dar poza de profil, adică sunt eu, dar poza fiicei mele. Da, sau... dacă pe părintele respectiv îl reprezintă copilul și atât, punem poze cu copilul. Deci este în regulă, dar acum nu-i fur identitatea copilului. Că... Da, aici repet. La fel, se poate crea o confuzie. Regulă, da? Se poate crea o confuzie. Da. De ce avem această dorință, zic eu cumva exagerată uneori, să primim această confirmare? Like-urile pe care noi le primim, eu le consider o confirmare. Da. O confirmare că arăt bine, o confirmare că fac lucruri interesante, frumoase. De aceea postez și de aceea aștept like-uri, pentru că vreau o confirmare. De ce avem nevoie de această confirmare de la oameni pe care, cum spuneam mai devreme, poate nici nu-i cunoaștem, nu i-am întâlnit niciodată? Pentru că prietenii sunt prieteni, oricum mi-ar da sau nu o confirmare. Da. Are legătură cu stima de sine. Stima de sine se bazează pe confirmări. Pe confirmări în viața profesională, reușitele la job sau la școală, pe confirmările relaționale de acasă și pe confirmările primite de la cei din jur. Da? Și dacă am confirmări de la cei din jur, automat înseamnă că e ceva ok. Deși și aici e cu duș și întors, pentru că poate... Sunt întotdeauna reale? Da, tocmai asta vreau, pentru că nu se știe câtă sinceritate există în acele aprecieri. Da, de cele mai multe ori dăm like pentru că suntem prieteni este frumos să dai un like, nu numai să vezi. Da, nu știu, cred că deja s-a ajuns la faza aia în care nu știu dacă mai contează atât de mult că e frumos să dai sau să nu dai sau... Da. Este bine, este constructiv, este benefic să avem mulți prieteni, mii de prieteni. Nu. Trebuie să-i selectăm și să rămânem cu doar câțiva? Da. Deci, în primul rând, trebuie să... Hai să facem delimitarea. Noi nu suntem persoane publice. Noi nu trebuie să ne creăm o marjă de persoane cărora să vindem un produs. Să zicem, bineînțeles, la o parte firmele și alte pagini care vând într-adevăr produse. La ce te ajută că ai 2.000, 3.000, 5.000 de prieteni? Tocmai pentru a mă afirma, să vadă prietenii câți prieteni am eu. Tocmai pentru că v-am explicat, algoritmul oricum nu arată tuturor postările tale și așa mai departe. Nu te ajută cu nimic. Eu degeaba am 4.000, 5.000, că mie îmi văd acolo 100, 200 de persoane. Exact, și dacă vă uitați, sunt de regulă aceleași. Aceleași, exact. Pentru că acele persoane corespund pe algoritm profilului nostru. Și atunci, nu este benefic. Și la fel le spun copilor, în viața reală, dacă ai un prieten, ești norocos. Dacă ai doi, ești fericit. Dar dacă ai mai mult de trei, e o problemă. Și le explic de ce, pentru că nu poți să fii compatibil. Cu toată lumea. Cu toată lumea. Și facem diferența. Cunoștințe, amici, prieteni.
cunoștințe sunt cei pe care cunoaștem, mami și persoane cu care ne înțelegem și ieșim când și când, prietenii sunt cei care sunt tot timpul alături de noi, care, pe care ne bazăm, care dacă îi sună la 12 noaptea, sar din pat și vin să te ajute. Nu pot să fie prea mulți așa. Și atunci nu e ok să ai încredere în toată lumea și să te apuci să-ți împărtășești secretele și lucrurile intime și apoi se vaită că le-a fost dezamăgită încrederea. Păi la câți ai spus? Păi cu tare, cu tare. Nu, vreo 10. Minunat. De ce n-ai spus pe Facebook? Și cine oare vinovat dintre cei 10 se pune problema? Da. Hai să-l găsim pe cel care este atunci vinovat. Și că avem 4.000, 5.000 de... N-are nicio relevant. Nici o relevant. Da. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine, sincer și da, puțin. În urma acestor postări pe care le facem, de-a lungul timpului, se creează, zic eu, și o bază de date. Noi o creăm. Nu da, vrea nimeni să facă acest lucru. Noi singuri lucrăm la crearea unei baze de date despre noi și cu noi, cu tot ceea ce noi punem. În timp, aceasta ce efect va avea asupra noastră și asupra vieții noastre? Păi, nu știu, poate ar trebui să fie o parte frumoasă, să privim nostalgic, da, să ne aducem asta în funcție aminte de ce postăm, în funcție de ce... Da, exact. În funcție de ce postăm. Că uneori postăm pro, uneori suntem contra unor situații. Tot da, timpul... și ține până la urmă de asumare. Îmi asum ce am scris, îmi asum ce am postat. Dar este cumva un fel de carte de vizită pentru noi? Da, este. Este, pentru că oamenii intră pe... Eu spun cazul meu. Mă trezesc cu o cerere de la cineva, intru, studiez, văd. Bine, dacă nu cunosc cine este da, persoana respectivă. Dacă îmi spune ceva, ok, profil, este un profil de la care pot să văd lucruri interesante, da, dau accept. Dacă nu... Dacă nu, nu. Da. Deci putem fi o carte de vizită acolo, da, și trebuie să avem grijă să fie o carte de vizită bună, care să ne recomande. Nu neapărat bună. Vă dați seama, poate pentru mine nu este bun să postez cafeluța fiecare dimineață. Da, corect. Eu, nu știu, stau să mă gândesc dacă ar fi fost să am profilul 100% personal, adică să nu postez lucruri profesionale. Eu mi-am luat libertatea că am profilul meu să-mi postez părerile și pe baza meseriei și în ideea de a mai trage un semnal de alarmă. Uneori sunt mai acidă, uneori sunt mai caustică, uneori sunt mai sarcastică. Dar mă folosesc puțin în bin cine sunt ca om și cine sunt ca profesionist și mă folosesc de acest profil. Dacă aș fi fost 100% doar ca om așa separat de viața profesională, nu știu, ar fi, ar fi fost, fost altfel. Da. Dar cumva, nu neapărat în cazul dumneavoastră strict, dar cumva se profită de această situație și ne folosim de profilul pe care le avem pentru a ne expune ceea ce nu avem curajul să spunem față în față? Sunt puține cazuri. Da? Pentru că sunt persoane care, dacă, nu știu, sunt persoane cu care mă întâlnesc, abia dacă ne salutăm, abia dacă îmi spune ceva, dar dacă vrea să-mi reproșeze ceva, nu ezită să o facă pe rețelele de socializare. Și atunci mă gândesc, nu cumva se ascund în spatele acestui profil pentru a avea mai mult curaj să spună ceea ce gândește, nu neapărat mie, la modul general. Nu este curaj, nu. Să spună ceea ce gândește, nu, și să dacă, spună părerea. Nu știu, dacă vă uitați puțin, așa faceți un sondaj, o să vedeți că cele mai aprige schimburi de opinii sunt cele pe domeniul politic. Și de la persoana la care nici cu gândul nu v-ați gândi, găsiți niște postări cu uimitoare sens negativ. Da. Adică, da, sunt persoane care efectiv se folosesc și de... Dar care de altfel, dacă ar fi față în față, nu ar avea... Nu, la atac direct mai greu. Mai greu, da. Mai greu. Nu ar avea curajul să spună aceleași lucruri. Nu, și nici pe rețele, totuși, la atac direct cu persoane cunoscute, nu prea. Mai mult pe pagine am văzut lucrul acesta. Da. Da, se întâmplă și acest lucru. Avem posibilitatea să ne spunem, până la urmă este dreptul nostru să ne exprimăm, de ce nu? Cred limite. Eu că, da, cred eu că uneori ar trebui bine, să fim... Bine, lăsăm la o parte de limitele care sunt impuse de comunitățile respective, pentru că știți că este posibilitatea de report și oricum... Da. Așa au luat libertatea să blocheze ce li se pare lor în neregulă. Și bine fac, și... pentru că e nevoie de o curățenie din când în când. Că suntem într-un studio de informații, știți bine că cenzura tot cenzură. Da, este adevărat și asta. Și mai ales că această cenzură nu o face persoana, ci o face serverul, tot printr-un algoritm. Asta da, e problema, e o dublă măsură aici.
Și de fapt asta e marea problemă, că aceste rețele nu mai sunt gestionate de oameni, Da. ci de niște inteligențe artificiale care se folosesc de informațiile, adună undeva, sunt stocate și se servește un produs care să perpetueze și mai mult și mai mult, să creeze bani. Adică și-au pierdut, Totul da, se și-au pierdut învârte. de mult ideea inițială pentru care au fost create. Da, pentru că la început erau doar simple rețele de Atât, comunicare, de transmiterea unor da. mesaje, ceea ce acum a ajuns cu totul altceva. Deci doar deschide și veți vedea că va apare imediat nu știu Da. câte reclame și Da, iar interesul este informații. destul Da, de mare. da. Cum ar fi lumea în 2022, fără internet, fără rețele? Hai să ne gândim cum era până a apărut. Da, nu știu dacă am putea să gândim la fel, pentru că atunci nu eram într-o perioadă în care noi nu știam cum este, nu ne A, vă lipsea. referiți la modul la care ar dispărea după ce Da, am avut contact cu ele? noi atunci nu simțeam lipsa. Ei, Acum este uite, altceva. haideți să ne gândim puțin. Când treci printr-un cataclism sau printr-o situație brutală, gen ceea ce se întâmplă lângă noi în Ucraina, automat că atunci n-ai Ne de adaptăm că ales. nu avem încotro. Da. Sigur, fiecare dintre noi a Dar experimentat câteva zile fără acces da. la. Dar să nu presupunem că sunt situații critice, dezastre sau ceva. Viața este normală, petrecem zilele normali, fără suferință. Pur și simplu dispar aceste Nu rețele cred. din alte Nu motive. vor Am dispărea. putea conviețui, am putea Am. reveni la viața normală, să ne întâlnim și noi ca Da, oameni, ca prieteni, la n-am avea cafea. de ales, dar eu vă spun că nu se va mai ajunge Nu se situația mai asta poate. decât în situația de cataclism. Pentru că deja gândiți-vă că s-a ajuns la o realitate virtuală dusă la alt nivel, acel metavers care are din ce în ce mai mulți fani, ca să spun așa, mai multe persoane care intră Da. acolo. Deja se va duce din ce în E ce mai mai mult virtual departe. decât real. Și Da, atunci este foarte greu să ne gândim la asta. exact. Și atunci nu se va renunța la ele, se vor transforma, exact cum v-am spus. Dar atâta timp cât sunt căutate, au public, produc bani, se va Cu merge înainte. siguranță, Da, din iar transformare în situația, transformare, tot vom da, avea parte exact, de ele, sub o ele. altă formă. Da. Trebuie să discernem mai mult, trebuie să fim mai atenți, să publicăm ce dorim și să dăm atât cât dorim, câte like-uri dorim. Să nu devenim obsedați de rețelele de socializare. Așa mă gândesc eu. Dumneavoastră, ce sfat aveți pentru telespectatori? Nu este un lucru rău să interacționezi pe aceste rețele, atâta timp cât ai ceva de spus, atâta timp cât poți lăsa ceva plăcut în urma ta, atâta timp cât poate să fie o informație benefică, atâta timp cât poți crea o stare de bine printr-o melodie, printr-un film, printr-o poezie, printr-o informare publică care poți să ajuți pe cei din jur. Dar nu mai mult. Nu, pentru că nu suntem persoane publice. Să avem totuși o limită. Mulțumim Exact. frumos pentru astăzi. Cu Mulțumim și plăcere. dumneavoastră că ne-ați fost alături. Rămâneți cu noi pe curând.